O minge respinsă de cei de la Mioveni, venise la întâmpinare Virgiliu Postolachi. Pedroso însă nu riscă nimic și apare lovitura de la colțul terenului. Probleme în apărarea celor de la Mioveni. Rareș Pop în blocaj. Cele mai bune momente ale arădenilor. Mioveniul însă rămâne o echipă extrem de periculoasă pe cartea contraatacului. Au fost deja două faze în această repriză secundă pentru CS Mioveni. Este gol! Ce greșeală comite Valentin Sima, care iese pe sub acel balon, iar Erion Oxalari în minutul 63 face 1-0. Gol marcat de Uta la Mioveni. Eroare mare, imensă, a portarului Valentin Sima. Descătușare pentru fundașul central al arădenilor. Bucurie de nedescris, însă meciul nu este terminat. CS Mioveni, Uta 0-1. Simplă formalitate pentru fundașul central al oaspeților. Roger execută, iată-l pe Valentin Sima ce face. Depășit total, nu există marcaj, Rădescu este ridicol. Sima